Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe AS.ro Live. Știți cum spuneau vechii cronicari sportivi, după ce se termina etapa, etapa a trecut, emoțiile continuă. Ei bine, așa suntem și noi, am avut gală I Fight Heroes la sfârșitul săptămânii trecute, vineri, I Fight Heroes 4. Invitatul nostru de astăzi a luptat în această gală, a luptat și în celelalte, așa că mai stăm de vorbă puțin și practic suntem într-o depănare de amintiri, dar și în prezent, pentru că sunt doar 4 zile de când s-a terminat această gală în care el a ieșit victorios. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ca acolo, în cușcă, Florin Pârtea, minerul junior. Bună dimineața! Salutare, oameni buni, mă bucur să ne revedem, să ne vedem aici. Mii de mulțumiri că ai venit. Da. Zi-ne întâi de gală, cum a fost? Că... A fost o gală super, a fost multă tensiune, mi-a plăcut foarte mult acea tensiune, da, e plăcut, e plăcut. Ești un sportiv care luptă mai bine în tensiune, adică cu presiune, cu să nu fie liniște, nu? Nu știu, liniștea parcă e... Nu place, e de tine, place, da, e, tensiunea e mai plăcută. Greu? Da. Greu meciul? Nu știu la ce să mă refer. A fost greu, am tras de mine, pentru că eu mi-am făcut meciul mai greu. Asta e părerea. Da? Da. Da. Poți să ne zici și de ce? Nu știu, pur și simplu am avut niște momente în care puteam să țin poziții mai bine, iar eu le-am pierdut și am făcut unele greșeli ce trebuie să le repar și să-mi schimb stilul. Să-l perfecționez. Deci tu poți să-ți dai seama imediat de greșeli și de asta, adică și ești conștient că au fost unele lucruri pe care puteți să le faci mai bine. Da, sunt conștient, mi-analizez fiecare luptă și vreau să mă perfecționez făcând chestia asta. Foarte tare. Da. Minerul senior ce a zis? Supărat sau... Supărat, nu am fost supărat, pur și simplu știa că se putea mai mult de atât am și înțeles. Trebuie să ne... Asumăm acest lucru, că trebuie mai mult de atât. Da. Corect, corect. Am văzut și noi meciul și astea cu tensiune, într-adevăr, exact cum spui, dar dacă n-ar fi tensiune, ar fi un joc de șah. Exact. Nu? Dacă exact, ar fi liniște. Zi-mi ceva, te rog, tu cum te-ai apucat de treaba asta, de sportul de contact de MMA? Aveam 7 ani și într-o zi Aurel trebuia să aibă grijă de mine și de un frate mai mic. Iar acesta ce a zis, să punească utilul cu plăcutul și ne-a dus la sală. Pe bune! Da, el s-a antrenat. Și cel mic cât avea? Deci tu 7 și el și mai... El e puțin mai mare decât mine. Nu, fratele mai mic. Mai mic față de Aurel, că e mai mare decât mine cu un an și 4 luni. Și v-a luat pe amândoi, deci la 7 și la 8 ani și jumate? Da, da, ne-a luat la sală. Și mi-a plăcut foarte mult. A fost extraordinar să văd o sală plină de copii care erau foarte serioși într-o formație, în kimono. Mi s-a părut uimitor, da, chiar îmi doream să fac parte din acel loc în acel moment. Deci la voi e disciplină... Bine, tu ai început cu campo, nu? Da. Și e disciplină din prima zi, acolo nu merge cu... E disciplină, da, înțelegem și băieții mai puțin disciplinați, numai că în timp trebuie să se disciplineze. Atât de mulți erau pe atunci? Și acum sunt mulți copii, numai că într-adevăr au mai scăzut numărul lor. Că am văzut doamna Amato, i-a dus acum la mare. Da, nu? Am fost și eu, imediat după gala, am fost și eu. Ai fost la mare acolo? Da, da. Frumos. A fost frumos. În apă, și așa mai departe, dar exact cum spui tu, se vedeau rândurile perfect de aici, de sus, așa când te uitai. Deci este o disciplină Tocmai, este o disciplină perfectă. Încă de la începutul antrenamentului până la final. Și după, și în afara antrenamentelor. Ție ți-a plăcut treaba asta? Pentru că știi că sunt niște sportivi care adoră disciplina asta și toate puse la punct, sau unii care vor să fie lăsați mai liberi un picuț? Că... Totuși, cu disciplina asta este nevoie să ne educăm. E necesară, da. Adică lipsa ei nu știu dacă... Da. Nu duce la dacă ceva ar fi bun. Ok, dar nu cred că ar fi ceva bun. Deci la 7 ani a intrat prima dată? Da, la antrenamente. Dragoste la prima vedere, adică chiar... Da, dragoste la prima vedere și niciodată nu m-am răzgândit. Da. Bun, și cum i-ai zis lui Aurel? Sau cum... Ai fost acolo, bun. După primul antrenament îi spuneam într-una, ia-mă și pe mine la sală, ia-mă la sală, ia-mă la sală. La 7 ani? Da. Deci pe tine, tu te-ai bolnăvit de microbul ăsta? Da, încă de mic mi-a plăcut și m-am bolnăvit. E cel mai tare bol. Și el ce a spus? M-a luat pur și simplu. Cred că i-a plăcut și ideea că și fratele meu vrea să facă și nu m-a forțat, am făcut-o de plăcere. Da, e o diferență foarte mare. Asta contează foarte mult, că ești obligat sau... Te-ai dus de plăcere. Greu la început? Adică știai cu ce se mănâncă treaba asta? Nu știam. Nimic. A fost pur și simplu un loc, îl vedeam ca pe un loc de joacă și în timp m-am disciplinat să-l iau în serios. Pentru că asta însemna diferența între... Dacă te-ai văzut tu prima dată cu echipament pe tine, cu astea? Eu eram foarte mândru. Da, eram mândru și fericit.
imaginam că o să ajung ca fratele meu. Deci de mic ți-ai dorit asta, normal. Da, da, clar, m-am luat după mersul lui, cum s-ar spune. Dar vezi că e bine să ai așa ceva în casă, cum se zice, nu? Da. Ai ceva care să te tragă. Când ți-ai dat seama că nu mai e o joacă? Bun, deci la început, a 7 ani, nu puteai să te gândești la performanță. Aveam vreo 16 ani, atunci practicam și rugby. Am practicat rugby 3 ani de zile. În paralel, iartă-mă cu campul. Da, mă duceam la liceu, la campul și nu la cred. Rugby. Da, 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 era o perioadă foarte stresantă. Stresantă. Era foarte plăcut, da. Numai că eu trebuia să mă împartă era multe locuri. Da, dar iartă-mă, la rugby cum? La rugby... Că tu făceai deja campul. Da. S-a întâmplat să fiu într-un cantonament cu sora mea, Adriana, care face atletism. Și în acea zonă erau și niște echipe de rugby, noi fiind copii, alți copii acolo, ca să nu aibă grijă de noi, ne-a trimis, hai să vă antrenăm și voi aici, stați cu antrenorii, și mie mi-a plăcut și acolo, adică a fost foarte plăcut și rugby. Da. Și ai băgat 3 ani de zile de rugby? Da, la un moment dat am ajuns capitan la clubul CS Metrorex, așa se numea acum, nu știu dacă a rămas același nume. Și care au aici la, unde să bagă metrou, la Virtuții, da, în militare, da, da, acolo. Da, 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 la domnul Manolache. Da. Da, acolo, acolo m-am antrenat. Acolo, de cobor pe scările alea. Exact, de fiecare dată simțeam că o să alune cu ghetele, da, de, da, fier. Și cele... vestiarul e unul cu o scară interioară, așa, cu... Da, da, la un moment dat, după mai mult timp în echipă și dând rezultate, chiar aveam și foaia mea, scaunul meu, cum ar veni în vestiar, da. Da, aia a fost cea mai... Da, aia era cea mai plăcută senzație. Când am intrat în vestiar, am simțit că sunt apreciat pentru munca pe care o fac atunci, pentru echipă. Și așa se dădea scaunul, nu? Adică, băi, da, pentru azi... cei mai așa, mai bine pregătiți, da. Și puteai să le duci pe amândouă în același timp? Da, puteam. Dar seara, te, când adormeai, nu te mai întorceai, nu? Adică, nu, poc? Nu, și acum nu s-a schimbat foarte mult când dorm, adică... Știi cum e, că te toarce, se zice că te întoarce cu cearșaful, știi, că altfel tu nu te mai întorci dacă nu... Da. Și da, duceai, exact, și școala și cele două... Da, 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 da. Și ai avut de ales sau cum? Adică, de... bine... N-am avut de ales, eu mi-am ales drumul ăsta. Dar am cât puteai să le duci pe amândouă? Păi nu știu, n-am dus 3 ani de zile fără nicio problemă. La un moment dat au crescut nivelul, crescând și nivelul la rugby și competițional la mea, trebuia să aleg una din două, să mă axez, să-mi aleg drumul. Deci noi putem zice, la modul sincer, în momentul ăsta, că am pierdut un rugbyist. Da. Da. Nu? Am câștigat un luptător de sporturi de contact. Și cum a fost în prima zi în care nu te-ai mai dus la rugby? A fost foarte... Sau cum i-ai anunțat? A fost un gol. Anunțul meu nu a mai fost din niște motive personale, n-aș vrea să le menționez. Nu, da. Nu, nu. Dar când le-ai spus, bă, nu mai vin. Simt că n-am mai fost apreciat îndeajuns și... La rugby, da? Da, da, da. Am înțeles. Deci au fost și perioade... Au fost așa, oscilații, cum s-ar spune. Da. Nu ale performanței mele, ci a poziției și ce trebuia eu să fiu acolo în echipă. Bun. Da. Da. Tocmai de asta am mers pe un sport care nu este... În colectiv, de echipă, înțeles. Pentru că măcar rezultatele aici pot să le știu, pot să-mi le asum, da, am pierdut, da, nu m-am antrenat, da, e munca mea. Dar te-ai gândit vreo secundă să te duci către altă echipă? De rugby vorbesc. Adică să spui, domnule, nu vreau să ies din sportul ăsta. Nu, m-am atașat prea mult de acea echipă și simțeam că dacă plec și la o altă echipă, nu știu, nu mă regăsem așa bine cum am format o echipă în 3 ani împreună. Practic am crescut niște copii împreună și... Nu mai era aceeași chestie, da. Ți-a părut rău? Adică să regrezi după? Da, de multe ori mi-a părut rău, de multe ori parcă aș mai fi intrat pe teren să joc, sincer. Corect, dacă a fost dragoste. Dacă te uiți la, te mai uiți la meci? Da, mă uit, de ce nu? Chiar îmi place când... Chiar unele tactici de la rugby, cum ar fi placajul, sau... Da. Câteodată le-am folosit le mai... și aici, nu? Deci te-a și ajutat treaba asta. Da, da. Tocmai de asta am și mers acolo să mă dezvolt mai mult, mai armonios și să am mai mult curaj să mă călească. Da, băieții din echipă știau că ești și la... Știau, nu? Da, că da, ești știau. Ești la Kempo? Știau, știau, da. E foarte tare să poți să duci două sporturi 3 ani de zile, nu le-ai dus 2 săptămâni. Da, poate eram copil și aveam foarte multe energie, eram și ambițios, așa ar trebui să fie toți copiii. Frumos, da. Asta, da, corect. Deci spui că pe vremea la care te duceai tu veneau mulți copii, dar că și acum... Și acum vin mulți copii, adică... numai din punctul meu de vedere, după perioada aceasta cu pandemia și s-au mai pierdut copii,
acum trebuie să reintre din nou în pâine, cum s-ar spune, să vină iarăși copii la săli. O să fie o perioadă mai lungă, dar o să revină copiii, sigur. Trebuie să-i motivăm mai mult. Corect. La câți ani te-ai lăsat de rugby? Adică la 16 ani. La 16 ani și din momentul ăla ai zis gata, MMA-ul e... MMA-ul e singura chestie care mă mulțumește pe mine. Dar tu cum zic bătrânii, mămică, tu sporturi din astea mai liniștite n-ai avut când erai mic? Am mai făcut și atletism, vreo 6 luni la Olimpia. Pe bune? Da. Să învăț să alerg, practic, asta era ideea. Da. Pentru că contează foarte mult tehnica. Mulți nu știu să alerge azi. Da, și dacă nu știm să alergăm, ne putem afecta sănătatea noastră chiar să nu excelăm. Nu ne-ar ajuta prea mult. Și te băgai, erai pe rezistență sau pe viteză? Eram pe viteză mai mult. Da. Pe 100 de metri garduri, pe chestii de genul, da. Erai și la... Da. Nu, ai văzut că mulți dintre profesorii de sport de azi, lasă, domnule, până să ajungem noi să jucăm fotbal, basket sau handbal, hai să învățăm să alergăm. Da, eram mai sprintin și eram bun pentru acea probă la acea vârstă de 90 ani de sprint. Îți dădea drumul și... Da, exact. Dar tu cum întreb eu pe toți, ai fost un copil atomic? Știi cum se zice? Intra greu în casă, alerga peste tot? Sau erai liniștit? Cum erai? Eram liniștit, parcă acum nu mai sunt așa liniștit ca și atunci când eram copil. Trebuie să... Păcate, atunci era copil, acum sunt atomic. Da, exact. Da, e bine într-un fel să nu fii. Bine, la sporturile astea, bă, nici nu prea poți să fii liniștit. Da, așa cred că am tras o concluzie, că câțiva ani nu trebuie să... Nu poți fi chiar așa liniștit dacă continui. Da, trebuie să fie acolo ceva. Trebuie să fie un pic nebunie să intri într-o cușcă. Da, totuși, nebunia e plăcută pentru noi. De... Clar. Da. Deci la 16 ani, să zicem, ți-ai dat seama că nu mai o joacă. Da. Am lăsat acest drum serios. Adică cât se poate de serios mi l-am asumat. Că trebuie să mă pregătesc, trebuie... Asta e cariera ce urmează. Bun, ai spus clar că plăcându-ți amândouă sporturile a fost mai ușor. Greu ți-a fost vreodată? Adică să spui, domnule, m-aș lăsa. Sau, hai, nu m-aș lăsa, dar să spui, nu prea aș mai vrea de mâine, nu cred că mai pot să mai continui, că sunt obosit, că sunt... Da, cred că fiecare om a avut momentele lui în orice domeniu. Nu mai pot, nu mai fac, dar astea sunt doar presiunile care se acumulează poate în timp și trec ele, de doar o perioadă. Maxim, dar n-am avut prea multe momente de genul că îmi place prea mult ce fac. Corect. Da. La o gală de-a noastră, la un Heroes, cred că la gala cu numărul 3, tu ai nenorocit televiziunea, că l-ai învins în câteva secunde ai învins. Știu că ai o victorie în 6 secunde? Da, da. Păi tu ai omorât pe cei care transmiteau, nu? Da, te-am șocat. În a treia ta luptă la profesioniști, da? Da, a plecat counter-ul ăla, ceasul pleacă un picuț așa, nu? La 6 secunde. Da, și el s-a blocat acolo, nu știu, după... La 6 secunde după ce am dat knockdown, nici eu nu mă așteptam chiar să fie chiar așa rapid, doar am intrat foarte hotărât și atât. Și așa asta a ieșit. Câtă muncă e în spatele unui succes ca ăsta? Nu știu, dacă m-am apucat de la 7 ani și acum am 22 de ani, da, ce trece. Au trecut 15 ani, mulți înainte, nici nu i-ai simțit, hă? Nu i-am simțit, parcă au trecut repede și, nu știu, chiar îmi place cum au trecut, adică nu regret niciun moment. Ai 9 lupte la profesioniști, nu? Da. Și o singură înfrângere. Exact. 8 victorii. Da. Bun. Dar explică-ne un pic, acum e un sistem, poți să mai concurești și la junior tu sau cum? Nu cred, nu. Nu mai merge, nu? Nu. Deci tu ești senior de acum la senior. Eu încă de la 18 ani particip la probele de seniori. Bun. Da. Și cum e când participi așa? Adică când ai adversari? Că totuși la 18 ani ești tânăr rău. Păi nu știu. Ai avut teamă, ai avut emoții, frică? Teamă și emoții și chestii poate au fost cele de început la primul meci, al doilea, al treilea. Acum au trecut, acum, nu știu, m-am educat altfel și văd altfel lupta, nu mai sunt aceleași emoții. Într-adevăr, când am un adversar mai în vârstă decât mine, mai copt, cum s-ar spune, și mai experimentat, da, poate fi grea lupta, nu mă simt emoționat. Alături de mine mereu a fost fratele meu, care și el este un om matur și m-a ajutat foarte mult ca să... Nu știu, să mă obișnuiesc mai repede cu aceste lucruri. Tu l-auzi în hărmălaia aia, că pe toată lumea trebuie. Da, îl aud. Urechile... Îl aud și mă motivează foarte mult vocea lui.
chiar dacă sunt în sală 2000 de spectatori care urlă și țipă și... Da, da. Da, e foarte tare treaba asta. Da, cred că antrenăm chestia asta, să recunoști vocea. Da, da. Dar cum e să te antreneze fratele? Adică spre deosebire de un alt antrenor, e mai dur, e mai exigent, e mai... O lasă mai moale uneori cu tine sau e câine? E fix cum trebuie să fie, la nivelul lui care am nevoie. Dacă trebuie să fie câine cu mine, o să fie câine cu mine. Dar mereu o să vrea tot ce mai bun din mine, așa că mai mult câine. Da. Da. Câte antrenamente pe zi face un sportiv la nivelul ăsta? Ca să înțelegem tu, de exemplu, câte faci? Cel puțin un antrenament pe zi nu lipsește. Mă refer în perioada în care nu am competiții. Da. 5, da, 5 sau 6-7 antrenamente pe săptămână în acest mediu și dacă am 2 antrenamente pe zi, atunci ajungem spre, nu știu, 10, 12, 14 antrenamente pe săptămână, dar acum depinde de perioada competițională, cât de aproape e, ne pregătim din timp. Au reînceput galele după pandemie, bine, nici în pandemie nu prea au fost mai greu de organizat, dar s-au ținut. S-a ținut. Mă bucur că totuși s-a încercat să desfășurăm aceste activități. Noi am fost lăsați, toți sportivii care practicăm acest sport, practic fără siguranță. N-am avut meciuri, n-am avut nimic. N-ai din ce trăi, ca unii să nu au mai putut să, nu știu, să țină pregătirea, alții s-au lăsat. Au fost niște fenomene foarte dăunătoare pentru sport. N-aveați voie în sală? În perioada aia mai... Tu cum te antrenai? Eu? Acum, să știe toată lumea, mă antrenam, ce să mai, mă ambiționam, mă duceam în par, vorbeam cu toți prietenii când ziceau la televizor să nu ne vedem, hai mă să ne antrenăm și... Da, da, vezi, tu trebuie și puțină voință, că altfel, exact cum zici, tu te lași când vine o pandemie din asta care a ținut 2 ani de zile, aproape 2 ani, adică n-au fost câteva săptămâni. Depinde ce ne dorim, că din punctul meu de vedere, dacă lumea s-a lăsat pentru că nu s-a mai făcut bani sau ceva, înseamnă că poate ai greșit locul, poate dorința ta e greșită. Aici, ca sportiv, trebuie să-ți dorești, indiferent că sunt bani, dacă nu, până la urmă, sportul e sport, că așa, e o competiție. Hai să uităm un pic de pandemia asta. Da. Sporturile de contact, galele, MMA-ul, kickboxing-ul și așa mai departe, a crescut în România? Da, a crescut foarte mult. Că vedem, iartă-mă, afișe cu gale, cu... Nu vorbim de pandemie, acolo e situație specială și... Mi-a plăcut foarte mult că în această săptămână s-au desfășurat, când a fost gala, mai multe gale și de kickboxing și chiar a fost uimitor. O sincronizare de genul, cred că ne-ar ajuta mai mult să expunem cât mai mult acest fenomen odată, pentru că chiar mi-a plăcut să văd gale una după alta și fenomenul a luat amploare. Eu am luptat și în gale de kickboxing. Și acolo au crescut nivelul sportivii, cât și publicul a crescut și aici a crescut publicul și sportivii ca și nivel. Evoluăm ușor, ușor, numai că ne punem pe picioare. Da. Corect, că ne gândim, vorbeam cu sportivii mai în vârstă, de exemplu cu Sandu Lungu sau că acum 20 de ani, noi nu prea știam cu ce se mănâncă treaba asta, cinstit. Când a apărut primul sportiv la televizor și în cușcă și ce cu ei? Și uite că astăzi, totuși dacă ieșim afară și mergem aici la gura de metrou, o să vedem că sunt multe afișe cu galele acestea. Da. Exact cum spui tu, de kickboxing, de... Da, sunt. Și multe dintre ele date la televizor au început să se popularizeze, e un lucru bun ăsta. Da, este și datorită galelor care au fost și probabil acum nu mai sunt de-a lungul anilor care au creat o istorie aici de kickboxing, MMA, competiții. Și le mulțumim foarte mult și sportivilor celor din trecut care s-au lăsat sau poate acum sunt la activ. Ei au fost oamenii care ne-au motivat să ne mulăm după ei, pentru că îi vedeam foarte impresionat la televizor, adică munca lor, nu știu, a făcut parte la dezvoltarea acestui fenomen. Tu aveai idole, adică când te uitai atunci ce ai vreau să fiu ca? Da, clar vreau să fiu ca fratele meu, dar mai erau sportivi care îmi plăceau, mai îmi plăcea Raicu Levitsky, dacă îl cunoșteți. Da. Da, chiar îmi plăcea, avea și o melodie, mereu o ascultam în tramvai, cum mă duceam să le ziceam, gata, așa vreau și eu. Dar chiar tu pe ce melodie intri? Tu ești cu Velea și cu băieții, nu? Da, suntem prieteni. Odată am compus personal o melodie, adică melodia de la gală este compusă și interpretată de mine. Pe cea pe care intri? Da. Dar cum ai ajuns cu Velea? Pur și simplu, într-o zi eram cu tour managerul lui și mi-a zis dacă vreau să merg la o filmare, să văd ce-i pe acolo. Și l-am văzut pe Alex, l-am salutat. Tu ascultai genul ăsta sau...
de melodii? Da, eu ascultam, eu de când eram mic, cred că fiecare copil a ascultat Alex Velea. Da. Clar. Și mi-a plăcut, acum, nu știu, aprecierea a rămas la fel, pentru că am avut niște momente când eram mic și ascultam muzica, mă simțeam bine. Da, nu știu, și acum mă simt bine. Intri într-o stare anumită când intri pe muzica asta? Adică îți dă o stare anumită, o anumită stare? Da, pentru că sunt versurile mele, sunt cam ce simt eu cu adevărat când intru în cușcă. Avelea venit și te-a și susținut. Da, da, a venit și acum la gală. Îi mulțumesc că a avut timp să ajungă, s-a gândit. Da. Îi plac astea, îi plac, dar da, exact plac. Cum spui tu și tu, trebuie și timp. Da, trebuie și timp, că cine știe, poate ai agenda plină și nu mai ajungi la eveniment. Bun, cei care ne urmăresc acum, să spunem copii, hai să ne gândim că se uită la televizor, la emisiune, un copil de 7 ani, exact cum ai fost tu când ai... La tine a fost altceva, că te-a dus fratele, dar să spunem că e un sport costisitor? Îți trebuie multe? Vorbim de nivel de 7 ani. Deci vrei să începi, e ora 11, vrei de la 12 să începi. Nu te duc prea departe, adică să te gândești unde ai ajuns tu, la început. Da. În primul rând trebuie să-ți asiguri locul unde să te antrenezi. Bun, deci îți trebuie o sală. Da. Găsim astea? Vorbim în toată România, că se uită la noi cei care nu sunt din București. Nu știu, cel puțin în București mai poți găsi cluburi care sunt susținute de către stat și antrenori care... Eram copil și eu, mergeam în săli și ne primeau gratuit, ne făceau legitimație, haideți la sport, aveau grijă de noi, cantonamente... competiții. Deci fără bani, cum s-a spus. Da, da, da. Numai că aceste cluburi sunt de la stat. Perfect. Și... deci asta să spunem că să-l găsim. Da. Bun. Echipament? Costisitorie? La început, la... Depinde, pentru că mare parte unii au, unii n-au. Și de ce te întreb, o pereche de ghete de basket sunt între 6 și 10 milioane. O singură pereche. Da. Ai nevoie de ea. Că e cu pernă de aer, tu sari, faci 1000 de sărituri și așa mai departe. Aici? Da, sincer, nu știu, aici trebuie un short, un tricou ca să te echipezi. Nu știu, niște mănuși care probabil sunt între 100-150 de lei. Da? Da, și... că ești la nivel de începător. Asta e începător. Dacă mai vrei și tibiere, mai trebuie să pui alte 150 de lei la pachet. E dur sportul? Depinde. Acum, poate, cum îl privim. Eu nu... E un sport dur, nu putem spune că e nici balet. Gândești, cum să-mi duc copilul acolo? Știi? Așa gândește. Da. Copilul meu are 7 ani și dintre toate sporturile astea, dar din moment ce sălile sunt pline, e clar că vin oameni acolo. Da, dar poate această frică și reținere o să-i aibă de pierdut copilul. Da, corect. Poate și în alte aspecte ne punem această problemă, dacă gândim din prima cum să-l ducem acolo. Practic ar trebui să schimbăm mentalitatea dacă vrem să fim lângă copil, nu știu. Dacă își dorește... De ce au început și fetele să vină. Da, a venit Diana aici. Sunt foarte curajoase. Da. Stați un pic, că în sportul ăsta nu e numai cu bătaie și cu... Nu, e vorba și de autoapărare, de tehnică, deci așa mai departe. Dar ar fi și folositor pentru copii, că ați văzut, se întâmplă tot felul de chestii, păcate, ca să mai menționăm, din păcate, da? Ar fi bun să aibă copii o bază să crească prin acest sport și știți cum e, dacă ai făcut judo sau lupte, ai totuși o bază și să te aperi și să iei un control. Mai pleca de acolo, mai repede, da. Așa este, așa exact, este. Exact. Așa este. Dacă ar mai veni cineva acum la tine și cu o minge ovală să spună azi ne băgăm la un rugby, te-ai mai băga? Da, da, cu cea mai mare plăcere. Da? Cu cea mai mare plăcere. Dar ai mai jucat de atunci? Nu, n-am mai jucat deloc. Doar cu prietenii, nu știu, o perioadă, după aceea n-am mai avut prietenii, știți cum e, din copilărie plec la un moment dat, cine mai cu 15. Da, și fotbalul e mai ușor cu miuța. Ei, mingea, pui două porți. Da, dar dacă am fi prin Franța sau pe undeva, să știți că se joacă la fel cum se joacă fotbalul, așa se joacă rugby. Asta trebuie teren. Da, acolo sunt terenuri concepute. Dar la Metrorex, iartă-mă, nu mai există teren, nu? Că au făcut cei de la Valencia de fotbal. N-am mai fost acolo din 2016, nu mai știu cum ce a rămas. Nu mai e teren. Probabil nu mai e. E un sintetic mare și vreo două mai mici. Da, alea de sus, de pe platformă. Da, știu că mă uitam mereu așa. Nu știu, mă uitam din afară, din afară și priveam terenul, spuneam ce dormi. Eram nostalgic, simțeam momentele. Și atât ai fost supărat? Da, da. Înțeles. Că n-ai mai trecut pe acolo? Că n-am mai trecut pe acolo, practic plecarea mea a fost și una forțată și a fost puțin așa. Corect. Da, corect, tu ai motivele tale, e clar. Da, da. Dar vreau să zic că te mai uitai așa cu jind. Da, mă uitam așa, după, cu coada ochiului, uite pe alea aceasta, mă duceam eu la antrenament cu băieții și...
Da. Între benzinărie și spălătorie. Da, acolo, exact, nu? Exact. Acolo și cu șina de tren. Care era. Și cu șina de tren, da. Corect. Da, e un loc. Și se termină în antena de la da, SRI. Da, antena. Primeam că aminte la primul antrenament, nu știu, aveam impresia că cade acea antenă. Da. Mă uitam în cer la cât de mare e, da. Deci acolo a fost terenul, da, un teren faimos în București, da, da. An de zi. Unde joci, mă, la Metrorex? E cel mai mișto era, da, când era. Participam, aveam meciuri și pământul era uscat, nu știu cum să mă exprim, atât de uscat încât era foarte asemănător cu asfaltul direct, adică și noi pe el ne proiectam, adică ne dădeam placaje. Da, da, tocmai de asta zic, acolo mi se părea contactul foarte dur constant la rugby. Și aici mai poți să-l controlezi într-un fel, un tactic, în meciuri. Acolo n-ai cum. Beton, asta cum e, știu, asta da. E sportul, da, 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 da. Bine, pe niște terenuri care erau îngrijite, nu am fi pățit această situație, da. Da. Corect. Da. Hai să revenim un pic la, revenim, la, gala, la gala noastră de vineri. Iorga ți-a cerut revanșa deja sau? Da, așa am înțeles că s-a formulat... că el a câștigat de fapt lupta și i-am spus că nu e nicio problemă, vreau să rezolvăm chestia asta în coș, că mie nu sunt genul care îmi place să vorbesc prea mult, vreau doar să ne rezolvăm treburile unde trebuie, nu pe net. Corect. Practic ne spălăm rufele în fața publicului și mie nu-mi place pentru că nu sunt genul. Dacă vrea să ne luptăm, ne luptăm, dar în coș că... Se poate organiza asta pentru septembrie sau pentru decembrie? Sau adică te vedem și acolo în gală. Cum doresc domnii organizatori, numai că practic ar trebui să ne concentrăm pe un eveniment și să-l desfășurăm în ordinea în care a fost prezentat. Acum, cum decidem și, dar n-am nicio problemă. Tu te pregătești oricum pentru septembrie și pentru decembrie, din câte știu atunci sunt galele. Adică indiferent de adversar, asta vreau să spun. Da, mă concentrez acum pe următoarea luptă. Ce discuția cu Iorga e doar ceva în plus care mai discută lumea, că nu prea sunt acum concentrat pe chestia asta cu... Dar zicea că vine cu tancul, parcă așa a zis, nu? Că vine cu tancul peste da, tine. Da, a spus că vine cu tancul. Într-adevăr m-a supărat puțin pentru că l-am respectat. Na, nu știu, fiecare se pronunță cum vrea, face talk show cum vrea, dar... Nu vii cu tancul și nu mă bați, adică dacă ai zis că vii cu tancul, trebuie să mă bați ca lumea. Atât am de spus. A fost un tanc mai... A fost din acela, cum am specificat mai devreme, nu știu, tab, bine, da. Știți că mai rămânea în drumuri și... Să mai... Da, da, da. Vacanța ai? Adică există vacanță în sportul ăsta sau e antrenament non-stop? Păi nu știu, dacă ai prea multă vacanță, costă prea mult acolo să se așa că îți alegi vacanță sau... E greu să te menții acolo? Acolo sus? Da, nu e așa ușor. Trebuie să ții un nivel de pregătire, practic de la meci la meci crește și dificultatea meciului crește în record, o să primești adversari mai puternici, tu trăiești experiențe noi mereu. Și e plăcut, dar trebuie să fii mereu pregătit. Știi, e cam mancur. Păi și cine poate să te bată? Păi unul care are vacanță mai puțin. Da, nu? Cel care are vacanță mai puțină, da. Așa, da, și da. El... Se antrenează. Mai... Cine se antrenează, într-adevăr, are mai multe rezultate. Fratele ce face? Dă și el în continuare, continuă, nu? Are timp și de tine și de antrenamente și de tot? Când... E greu un pic să se da, el e așa, cu familia, mai are și el încă în competiție, are și antrenamentele lui. Și e vii tu, auzi? Da. Hai la antrenament. Da, de data asta am avut ocazia să-i fac o surpriză, să se trezească cu mine acolo în Spania, să ne pregătim. Și da, nu, am zis să nu zică nimeni de la sală că am ajuns să mă vadă acolo în sală. Și eram acolo într-un colț, de-abia l-așteptam. Când m-a văzut, ce face aici? Nu poți, nu știa nimic? Da. Da, da. Alt nivel acolo în sală, adică comparativ cu noi, nu neapărat să spui numele unei săli de la noi sau ceva, dar ca sistem mă refer. Adică e diferență mare? Am avut ocazia să văd decât o sală. Într-adevăr, sala este, sunt băieții foarte bine pregătiți, că, nu știu, cred că pe striking dominăm. Ca da? Și țară, da, nu știu, pe striking. Ei cum sunt cu sportul ăsta spaniolii? Înțeleg despre ce e vorba? Adică da, înțeleg și sunt mult mai mulți participanți, adică... Și mai mare țara, da. De exemplu, Marian Rusu spunea, domnule, când m-am dus și am văzut multe la viața mea și când m-am dus acolo în Statele Unite și am văzut o hală întreagă cu terenuri desenate, așa, și aia se băteau și boxau și făceau și cu tare... Exact, adică dintr-un număr atât de mare de oameni poți să scoți mai repede un vârf de lance. Da, ai baza mai mare de selecție. Ai cu cine să lucrezi mai mult. Și asta e foarte important. Cu cât diversificăm, cât mai mult cineva are un atu
altcineva are alt tatu și cu cât... La sala asta ai văzut și meseriași? Da, foarte mulți. Da? Adică, da, foarte mulți, foarte mulți, da. Da, da. Chiar aveam multe de învățat de la ei. Și încă am, o să mă duc să mă pregătesc. Pentru da? Asta adică e viața mea, adică plec în pregătire. Asta e viața unui sportiv. Da. Corect și asta. Cum se zice, ai bagajul tot timpul la... Da, la ușă, că asta da. E. Asta se cere. Dar e greu să duci treaba asta? Când ajungi acolo sus, că acum discutăm de un anumit nivel, nu așa, de amatori. Până la urmă este plăcut, e plăcerea mea, nu e greu. O fac din plăcere. Acum că sunt unele momente mai grele sau... Da, în viața nu toate sunt frumoase, până la urmă, da. Mai pierzi, mai câștigi, mai... Exact. Dar tu te transformi că tu pari așa un băiat liniștit. Sunt un băiat liniștit, numai că da. Mă montez puțin și asta eu zic. Pentru ce avem de făcut în cușcă, pentru că nu pot să, nu știu, nu pot să fie tot liniștit așa, da. Da, nu știu, că m-a prins, m-a prins, că nu, nu. Și după aia reușești să revii la loc, da, revin la loc după pentru... ce se termină, după ce se termină. Exact, lupta. Acolo sunt serios și, nu știu, mi-au caracterul meu de luptător și în viața de zi cu zi sunt normal, îmi place să fac prieteni, nu am... Sunt genul... Bun, și te duci acasă, iei meciul, da. Cât e cald, cum se zice, nu? Da. Și începi. Ia, aveți, mă, florinele, unde-i greșit? Da, nu, atunci sunt cel mai supărat. Da? Da, când văd deci, greșelile mele, sunt dezamăgit pentru că mereu îmi propun să fiu mai bun, să mă perfecționez. Și ești conștient că ai greșit, adică da, știi da. Exact bucățica. Da, da, și atunci îmi spun, uite, asta trebuie să o repet de 100 de ori la antrenament sau de 1000 de ori până mi-iese. Altfel nu am făcut nimic, practic. Corect. Da. De zi, acum ce urmează? Vacanță mai subțire? Mai subțire cu vacanța. Încep să mă pregătesc pentru meciuri. Cam asta să vină, să vină ofertele din, de la Gale, nu? Da, să vină ofertele la Gale, să rezolvăm și situația care s-a pronunțat. Să vină tancul, era da, să zic. Da, da. Ai fost supărat că a fost incertitudinea asta? Nu. Nu, mai rău am fost supărat că am primit mesaje pe conturi false și am fost jignit și mai multe chestii. Chestiile astea personale, da. Nu știu, dacă vrea cineva să mă atingă pe mine psihic sau are intenția asta, nu o să mă atingă, numai că este prost peste mână să mă jignești sau, nu știu. Deci în halul ăsta... Adică îmi jignești munca, practic da. Asta e dureros. Da. Da. Iei peste picior munca. Aici s-a ajuns încât după un meci... apar conturi false și apar mesaje și da, măcar dacă ar fi și ele asumate sau măcar să putem discuta deschis. Eu am zis că a fost o luptă strânsă, am recunoscut, dar am avut momente și eu și el bune. Decizia a fost una într-un final pe care nu am luat eu nimeni altcineva și niște arbitri profesioniști. Da, adică... Na. Tu n-ai nicio vină, cum s-ar zice. Da, da, doar da, că da. Ai făcut greșelile alea de care spui că ești conștient. Adică că ai fi putut termina... Exact, mai rău sunt supărat pe acele greșelile că pe comentarii sau chestii. Nu, pur și simplu deranjeam. Atât. Dormi noaptea atunci când ești supărat? Adică în seara meciului când... sau când începi să-ți dai seama de greșeli, dormi? Parcă nu mai dorm la fel de liniștit. Da, e normal. Nu, mă simt puțin stresat pentru că... Nu știu, poate mă judec pe mine, dar fără a mă judeca, poate n-aș progresa. Clar. Corect și treaba asta, dacă te culci pe ureche, cum se zice? Nu mergi la un punct, de unde să plec, de unde să plec, unde am greșit. Și apoi stau și mă gândesc că am greșit acolo, trebuie să mă antrenez. Da, nu, dar mă ceartă fix când trebuie. Adică, nu știu cum să spun, sunt unele momente care mă ceartă... Trebuie să te trezească. Da, trebuie să mă trezească, într-adevăr. Și poate... E dur și pentru el să facă chestia asta, dar îi mulțumesc, pentru că, până la urmă, asta e realitatea, că dacă asta... Mai bine ne confruntăm cu realitatea să rezolvăm lucrurile mai repede. Da, corect. Să fim mai direcți. Dar tu îți dai seama că la 22 de ani ai acumulat destulă de experiență? Da. Nu? Da. Și într-o perioadă ciudată cu pandemii și cu Gale mai puține, că poate dacă n-ar fi fost acum la 22 de ani, poate discutam de un pic mai multe meciuri. Adică tu ai început exact cum ziceai tu la seniori, ai fost de mic. Da, am fost de mic, mi-a plăcut să particip competiția aceasta. Cum am spus, nu mi-a fost frică neapărat dacă... Dacă se spune, bă, tu ai 18 ani și vine unul de 25. E o diferență, e clar că el a acumulat mai multă experiență ca tine. Da, nu știu, odată s-a întâmplat la 16 ani, nu mai vreau să menționez evenimentul, a fost o gală...
nu trebuia să particip acolo. Am înțeles. Da, nu știu, în categoria de 66 de kilograme atunci s-a accidentat cineva și a rămas fără... Și au sunat pe tine, haide mă. Nu, eram acolo la eveniment. A, erai acolo? Da, eram la eveniment. E cineva în sală care... Da, avem pe cineva în 66 de kilograme, Aurel, am zis că eu, frate... Ia uitați da, aici. Da, 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 da. Și a venit acest organizator la mine cu shortul în mână. Uite, ăsta e pentru tine, am crezut că e un cadou. În primă fază. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc frumos. Și atunci îmi spune, așa relaxat, uite, ei sunt băieții, pe cine alegi? Și a fost așa un moment, am crezut că ne dăm în glume. Și am zis așa, hai să răspund și eu în glumă. Mă lup cu oricine de aici, că nu contează. Am zis că e o glumă, toți și glumim cu toții. Și atunci băieții erau supărați și n-am zis, hai că nu trește de glumă băieții. Și... Da, ce să zic, a trecut timpul, a trecut timpul, băieții se băteau, eu stăteam pe bancă, așa nici schimbat nu eram. Deci, efectiv, chiar asta s-a întâmplat. Și apoi îmi zice, vreau, ce faci? Păi, ce să fac, măi, la gală? Păi, mai ai două meciuri și intri. Da, pentru mine atunci a fost cel mai tensionat moment, de a se ții tine până aici, pentru că simțeam că am vorbit puțin și greșit și că urmează o tensiune mare. Da. Ia vino mă să vedem cum zici tu că te descurci. Da, 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 exact, exact. Doar a fost o glumă pentru că asta cred că a plecat. Și na, acum ne-am luptat, n-aveam voie să lupt că aveam 16 ani. Erau pe regulile profesioniști, cum s-ar spune. Și într-un final am câștigat printr-un RNC, bine, acea victorie nu-i trecută pe nicăieri, că mai târziu când s-a aflat că... Mai da, încet, 8, așa, mai... Da, da. Gata. Te gândești mai departe, adică sus, sus, sus de tot, Bellator, nu știu, UFC-uri, chestii... Da, dacă mi-am ales acest drum, trebuie să mă ridic pentru acest nivel, la aceste așteptări și apoi pot să zic, da, plec acum în Bellator, plec acolo... În primul rând trebuie să fii selectat de către cineva din acolo. Da. 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 Dar numai prin muncă și acumulând meciuri și așa mai departe. Da, acumulând meciuri. Să afle lumea de tine, să știe lumea de tine. Să te expui, de exemplu, ne expunem și scouterii caută sportiv și văd, el are potențial, acesta are potențial, vreau să-l caut. Sau, nu știu, o să vină la un moment dat și aceste zile, numai că acum vreau să mă concentrez și să mă bucur aici acasă. Poate mai motivez și puțin copii să mai vină la sport. Da, da, e foarte important chestia și... asta. E foarte important să vă vadă și să veniți să vorbiți și să explicați că nu e un sport de bătăuși. Nu, nu este un sport de... E un sport ca toate celelalte. Da, și... suntem educați, într-adevăr, este... E o luptă în ring, este o clar, luptă... și la box e luptă în ring. Da, da, da. 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 Știi că, a trecut timpul, pare greu de crezut, dar... Pare greu de crezut, repede. Dar a fost petrecut cu plăcere, tocmai de asta a trecut așa. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Promite-ne că, că mai vii când mai ai, când mai ai timp. Da, acum da, promit că am timp. Nu acum, dar o să ne pregătim și perioada de cantonament, încă n-am stabilit-o cu exact. Salută-l și pe Minerul din partea noastră. Da, da, pe Minerul bătrân. Nu e bătrân, mai duce, a? E duce, duce mult. Da, da, da. Atunci rămâne doar salută-l pe Miner. Da, fii de mulțumiri cu atât că ai fost alături de noi. Bine. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine, 10:30, toate cele bune, mulțumiri și vouă. Numai bine, la revedere. Bun zi bună. We'll be right back.